Anatol Basara. Bine ați venit cu toții la primul congres al numerozilor din România, un eveniment pentru mine foarte important, am impresia cum s-o de sau. Lucru care îmi creează foarte multe emoții și responsabilități tot deodată. Acum câteva zile în urmă, asta e pentru toți numerologii și echipă, mai ales trebuie să vă destăiem micul lucru care am descoperit acum. Căutam prin caietele mele mai vechi, îmi facem tot felul de notițe. Și acum, câteva săptămâni urmă, am descoperit că exact o dată de 19, acum 18 ani în urmă, exact 18 ani, în aceeași lună, cândva facem niște consemnări despre ceea ce vroiam eu să fac, Organizația Omul Viitorului, Asociația Numerologilor, și cel mai interesant era că era trecut, am trecut acolo ca idee, poate, Academia Numerologilor. Academia de Numerologie, exact în data de 19, exact 18 ani în urmă. Astăzi, constat, deși data au fost numerologic, evident, foarte bine aleasă, data de 19, cei care pot să aprofundeze puțin în semnificația ei, deja aș vor da seama că este de ce aleasă. Uite, 18 ani de zile trebuie să treacă ca un vis să se realizeze. Și evident că visul ăsta se realizează numai, nu este suficient ca numai să gândești la asta. Forța gândului, materializarea gândului sau tot așa neva. Ci este nevoie să faci ceva direct, adică acțiuni concrete. Mai mari, mai mici, dar încet, încet, traseul, dar drumul vieții duce undeva și întâlnești oameni. Întâlnești tot felul de oameni care fac echipă, datorită echipei pe care s-a adunat în jurul meu, cu ajutorul lor și cu ei, am reușit să facem, uite, primul congres al numerologilor.